Miercuri 4 decembrie a avut loc recepția drumului județean 304 Dâlga-Plevna. Pe acest segment de drum, cu o lungime de 9 km, s-a turnat covor asfaltic, au fost aplicate marcaje rutiere și s-au montat indicatoare pentru siguranța traficului. Valoarea investiției a fost de 5,4 milioane de lei, iar lucrarea a fost executată de 10 drumuri și poduri, subordonată a Consiliului Județean Călăraș. Astăzi suntem într-o zi de vizită de lucru. Suntem prezenți pe drumul 313, drum județean 313, care se află în lucru. Aici aș putea să spun că sunt promisiunile pe care le-am făcut în urmă cu 3 ani jumate călărășenilor, că dacă vor crede în echipa Iliuță, noi ne vom face datoria față de cetățenii și, și primarii județului Călăraș. Uitați că astăzi vă prezentăm drumul în lucru. E mai întârziat și sper că în săptămâna, așa cum am vorbit cu domnul director Cristian Nițu, directorul drumurilor județene, ca să-l finalizăm până marțea viitoare, să spunem dacă timpul ne permite, dacă nu ne vom mai lungi, să spunem cu câteva zile dacă apar intemperii. Dragilor primari, cred că el are o poveste drumul ăsta, nu? Lungă. Eram în emisiune la Agro TV. Eram în emisiune la Agro TV cu președintele Pandea de la Ștefan cel Mare și cu primarul Angel de la Independență. A fost primar fermier de luat în seamă cetățean al județului Călăraș și primul lucru care am fost întrebat prin telefon, când asfaltați drumul DJ 313 Dor Mărunt Radu Vodă. Și atunci am spus, în mandatul pe care l-am, vă promit că îl voi asfalta. Uitați că acum cred că săptămâna viitoare o să vă reîntâlnim domnilor primar ca să putem să tăiem și pe acest drum pamblica acestui drum. Dacă îmi permiteți. Da. Pe strada 1180 de metri, care e același drum, același drum, da. Trece prin jumatea satului, Radu Vădă. E o promisiune pentru lana. Care duce la Ulmu. Leagă Sărcioara, Dor Mărunt, Radu Vădă, Ulmu. Nu știu dacă nu l-avem un plan de reparație, aici domnul director de infrastructură, domnul director la direcția tehnică. Nu știu, asta o avem în planul de reparație, o să prindem poate la anul prime, fără discuție, dar oricum se va strica vremea și o să fie imposibil. Nu, anul ăsta nu mai putem să facem promisiuni, îl punem în programul de reparație de la anul. Era bun decât la și la statul de piatră, o părere, pentru iarna asta. Adică să tasa, toată era să tasa, să mai stabilament. Nu cred că e cazul de discutat. Nu. Deci nu, putem să spunem un singur lucru. Perfect. Da, e un lucru foarte bun. Dragă primar, tu ești cel mai mare beneficiar, să spunem, al drumurilor județene. Pentru că două comune sunt beneficiare. Că se leagă de Dor Mărunt, se leagă toate drumurile aproape județene, să spunem, în zona asta și către ea, Lomița. Acest drum leagă DN3 cu DN3A. E un drum foarte important pentru locuitorii comunei noastre și pentru locuitorii comunei Lupșanu. Scutește undeva vreo 28-29 de kilometri, dacă am fi să ocorim să venim prin Lecliu la Dor Mărunt, venind spre Călăraș. Și cred că e foarte important să spunem că este un drum de legătură pentru bazele de colectare a cerealelor care se află pe raza localității Dor Mărunt. Cred că foarte mulți agricultori din Plevna, Lupșanu, sunt bucuroși la momentul acesta, de la Ulmu, care vin la baza de recepție, Ameropa și Silos Dor Mărunt și este un drum important Ameropa și Curtu. Localitatea noastră. Ce lungime are drumul și câte localități leagă practic? Drumul leagă două localități, v-am spus, sunt Lupșanu cu Dor Mărunt, leagă două drumuri naționale, DN3 cu DN3A și are o lungime de 6 km. Numai această porțiune? Porțiune, să da. 9 cu totul. Da. Spuneți dumneavoastră care și o poveste. Nu, nu e acest drum. Stați spune că mergem la cel care îl inaugurăm. Acum, cel care 304, care trece pe 3 localități și vom merge acum acolo pe drumul care vom tăia și pamblica. E vorba de drumul 304 care are 9 km. Asta e 313. Noi suntem pe DJ 313, vă arătăm că și astăzi suntem la lucru. Încercăm să-l finalizăm până pe marțea viitoare acest drum. 70%. Vor reveni să-l inaugurăm și pe acest drum săptămâna viitoare spre final. Acum să mergem către 304, drumul pe care am venit să-i tăiem pamblica. Bună ziua și bine ați venit, să spunem, la un drum important pentru județul Călăraș, drumul 304, care face legătura între 3 localități. E vorba de Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, e vorba de satul Plevna, comuna Lupșanu, comuna Lupșanu
și Dâlga, Dormărunt. Comuna Dormărunt. E un drum de 9 km care traversează 3 unități teritoriale administrative cu o valoare de 5,4 milioane de ron, da? Valoarea investiției pe care Consiliul Județean a pus-o din bugetul propriu de la Consiliul Județean pentru repararea acestui drum. Societatea de drumuri și poduri IESA a fost cea care a pus în practică, prin delegarea de gestiune pe care noi avem, realizarea acestui drum. Cred că, cum am povestit și la drumul care este astăzi în reparație, 313, drumul județean, suntem prezenți în județul Călăraș cu realizarea promisiunilor pe care le-am făcut în urmă cu 3 ani jumate să modernizăm drumurile de pământ pe care județul Călăraș le mai are, le-a avut și încă le mai are. Mai avem încă 120 de kilometri de drumuri de pământ să le modernizăm pentru ce înseamnă mandatul următor și anul viitor. Cât de mulțumiți sunteți de lucrarea aceasta? Suntem foarte mulțumiți. Aici avem și directorul direcției tehnice, directorul care are infrastructura drumurilor județene, care face verificarea și punerea în practică a proiectului pe care noi l-am avizat de către direcția de infrastructură, să putem să implementăm și să realizăm acest drum ca circulația celor care sunt de interes local și județean să se desfășoare în condiții normale și firești pentru ce înseamnă drumurile județene ale județului Călăraș. Cât au fost investiții? 5,4 milioane de ron. Milioane de ron. Da? Aici aprecierile sunt ale celor doi primari și un viceprimar. La Țepeșu cu domnul viceprimar. Aprecierile noastre sunt că dumneavoastră a făcut un efort substanțial, în județean, pentru că beneficiază nu numai locuitorii din cele trei comune, aici circulă și alți cetățeni din județ, poate și din alte județe, pentru că se face deplasarea către baza de la Dormărunt, baza de la Dragoș Bodă, și atunci această legătură era deosebit de important. Noi vă mulțumim și sperăm ca în următorii ani să continuăm. Mai inaugurați 10, 15, 20 de kilometri, că mai avem și noi câți aparați acum mune. Noi realizăm 30. Și vă mulțumim anticipat pentru cei 4-5 km care mai aveți raza comunei noastre. Noi am realizat 35 de km în 2019, că am făcut și bilanțul drumurilor județene și sper să realizăm în continuare toate drumurile de pământ, să îi finalizăm până în 2024. Domnul Iacomi? Da, e un drum foarte important pentru noi. Știu că acest drum a fost pietruit pentru prima dată în 96. Știu acest lucru pentru că parlamentarul care a adus finanțarea era din comuna Dormărunt, domnul Paverescu, fost profesor, parlamentar PNCCD, și dânsul a adus finanțarea pentru acest drum la vremea respectivă în 96. Acum, domnul președinte, îi mulțumesc foarte mult pentru că chiar s-a ținut de promisiune, pentru că a fost o rugăminte a mea și, sincer să fiu, acum vă spun, nu prea credeam la vremea respectivă că va fi asfaltat. El face legătura, cum a spus domnul președinte, între DN3 și DN3A, terenurile de pe cele trei localități, și aș vrea să mai menționez că la capătul acestui drum, în localitatea Dâlga, se află și o stație de cercetare a CCPT Fundulea, care deservește acest drum și e foarte bine că accesul se face mult mai lejer. În timpul verii acolo se desfășoară simpozioane și multe evenimente. Zona meteo, stația meteo care... Și stația meteo, da. 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 Acolo, pentru că Dâlga vine de la răscruce de drumuri, unde toți curenții se interceptau, acolo se făceau determinări meteo. Subice, așa cum sublinia și domnul președinte, este un drum foarte important care face legătura între mai multe localități și deservesc și mai multe societăți agricole care își desfășoară activitatea în zona respectivă. Noi ne mulțumim pentru eforturile făcute de domnul președinte. Echipa Consiliului Județean a realizat Consiliului acest... Județean. Da. Mulțumim. Te-am pambliga. Da. Ținem de aia așa să nu cadă, să nu ia vântul prea ușor, nu? Da. Aș vrea să remarc la cele spuse domnul președinte și domnii primari importanța acestor drumuri județene pentru inspectoratul de situații de urgență. Pot interveni foarte ușor dintr-o parte în alta a județului cu acces rapid
nu-i mai deranjează piatra, noroiul și ce era înainte pe drum. Da, referitor la acest aspect, chiar aș vrea să menționez că acum 5 ani, când a fost viscolul acela mare, dacă știți, am avut un caz la Dâlga cu o gravidă, echipa de la Offroad București, România, au venit și, ca să ajungă la Dâlga, au venit pe 313 și au mers pe 403. Noaptea la ora 2, noaptea, n-au putut să ajungă pe lângă calea ferată, pe DN3-a. Da. N-au putut să ajungă, am întors înapoi și am venit. Chiar Mihai i-a însoțit, consilierul nostru, i-a însoțit pe băieți. Da. Cu mașinile Offroad, care au ajuns la gravida de la Dâlga. Înseamnă că, uite, că se poate îmbunătăți și să putem să reușim ca aceste drumuri să înzăpezesc mult mai greu, pentru că sunt perpendicular pe crivăț și ele, zăpada o aruncă către vale. Da, și nu au vegetație, că asta e una din cauze. Nu au nouă vegetație pe margini ca să poată să depoziteze zăpada. Da. Este mai sus decât terenul. Mulțumim.